Laurențiu Midvichi, locuiesc în București, dar sunt originar din Tulcea și mă aflu pentru a treia oară la Hărman. Dacă mi-amintesc bine, ultima dată am fost în ediția de toamnă, acum 2 ani de zile, când am prins o vreme foarte, foarte interesantă, multe ploi. De data asta soarele ne-a copleșit, dar în sensul bun. Mă aflam deja în zonă, la pas prin județul Brașov, adică nu vin direct de la București, ci mă aflam la foarte aproape de Hărman, undeva prin Sohodol, la Brană, unde am fost acolo 3 săptămâni, o tabără cu copii de la școala loc din București și unde le-am predat pictură. Ei bine, nu mai avea rost să mă întorc în capitală și să revin, așa că am venit direct la Hărman, la invitația domnului Nicolae Vrâncean, căruia îi mulțumesc pentru faptul că m-a introdus și pe mine pe lista artiștilor participanți la acest simpozion internațional de data aceasta. Și sunt foarte bucuros că, venind mai devreme cu 2 zile, am prins cumva artiștii din prima serie și din a doua. Și am avut ocazia să-l cunosc pe sculptorul din Egipt, câțiva artiști din prima serie care au plecat deja, așa că am prins artiști de o parte și de alta. Îi salut cu ocazia asta pe colegii mei și pe toți creatorii care calcă pragul acestui minunat spațiu. Despre ediția aceasta ce să vă spun? Doar lucruri bune ca de fiecare dată. Am fost plăcut surprins să descoper la Hărman, au apărut noi dependințe, galeria Amfitrion de la Hărman, câteva spații noi de cazare. Adică întotdeauna la Hărman lucrurile sunt în transformare. Și bineînțeles, am văzut lucrări noi, adică colecția este în continuă creștere. O ocazie cu care nu pot decât să-l felicit pe domnul Vrâncean. Și din ce am înțeles la primul vernisaj, colecția a ajuns deja la aproximativ 2000 de piese, exceptând mozaicul, deci mă refer doar la partea de pictură și de grafică. Și eu cred că este un lucru foarte bun, pentru că cunosc foarte puțini oameni în țară care să fie atât de vii și atât de pasionați și să facă lucrul acesta cu pasiune și cu drag, să invite artiști vară de vară. Și am ales să lucrez câteva pânze în tehnica acril. Cumva lucrările fac parte dintr-o serie pe care am început-o în perioada pandemiei, pentru că eu sunt cunoscut drept un artist figurativ, dar în ultima vreme folosesc mult de pictură abstractă și îmi place foarte mult experimentul și toată joaca aceasta serioasă cu formele abstracte. Bineînțeles, cel mai important lucru este ca atunci când vezi atâta lucrări în jurul tău, să nu te lași furat nici de peisaj, nici de lucrările celorlalți și să rămâi tu însuți. Asta e cel mai important lucru și cumva eu cred că seria aceasta se potrivește foarte bine pentru ce mi-am dorit să las aici la Hărman în colecție. Sunt lucrări care fac parte din seria Grădini Imaginare sau chiar din seria Destructurare, compoziții de tip colaj, în care folosesc și tușa plată, dar și zonele acestea vibrate și foarte împăstate de culoare. Și încerc să creez compoziții care să ducă mai departe tema pe care am început-o acum câțiva ani. La un moment dat sunt sigur că figurativul se va împleti cu zona în care mă situez acum, dar trebuie să recunosc că toate aceste culori, toate aceste forme îmi dau o bucurie neașteptată și acest proiect o să mai continue câțiva ani. Cum spuneam, cel mai greu este să rămâi tu însuți, să fii tot timpul sincer cu tine și să încerci să creezi lăsând la o parte influențele și să te cauți într-una.